Găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Corneluța Fira Mlădinescu, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și director executiv adjunct în cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș. Bună ziua! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur venit. Să vă fiu alături. Doamna doctor, varianta sud-africană Omicron își croiește drum prin Europa, iar multe dintre țările Uniunii Europene se confruntă cu o creștere agresivă a numărului de infectări. Vă rog să ne spuneți, având în vedere informațiile pe care le avem până în acest moment, cum ar trebui să ne raportăm la acestea? Această variantă Omicron schimbă un pic regulile jocului și din datele pe care le avem, categoria de vârstă care este afectată este cea de tineri. Fac forme mai ușoare, dar transmisibilitatea este mult mai mare. Evident că evoluția aceasta a coronavirusului are și un caracter sezonier, da? în valuri și aceste valuri, de fapt, sunt și în relație cu anumite perioade de relaxare, după vacanțe. Deci există această legătură cu un anumit comportament, să zicem, al populației. Da. Așa cum știm, țara noastră se află la coada Europei în ceea ce privește rata vaccinării. Cât de vulnerabili suntem în fața noii variante? Ca și date ce avem la nivel național, în prezent, pe ultima raportare, sunt 15 cazuri cu această variantă la nivel național. În județul Timiș nu avem identificată această variantă. Ne așteptăm, conform previziunilor, nu, să avem o creștere a numărului de cazuri. Odată cu sărbătorile și cu revenirea în țară unui număr foarte mare de persoane, evident că sunt reguli care trebuie respectate și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că este foarte important să respectăm aceste reguli și să ne protejăm unii pe alții. Valul al patrulea al pandemiei a fost devastator și ne-a costat peste 20.000 de vieți. Care este scenariul la care ar trebui să ne așteptăm pentru valul care va urma? Valul acesta, de fapt, a început în Europa și trebuie să fim un pic atenți odată la numărul de cazuri înregistrate, dar și în special la gravitatea acestor cazuri și la numărul de decese înregistrate. Ca și impact, evident că pe lângă dimensiunea aceasta caracterului infecțios, avem și problematica socială, de fapt, a bolii și a consecințelor sale. Ca și gravitate, asta depinde, de fapt, de noi. Ce vom face, ce măsuri vom impune, dacă se respectă acele măsuri. Care ar fi recomandările dumneavoastră? Am văzut în majoritatea țărilor din Europa s-au impus restricții dure în contextul noii variante. La noi, din păcate, s-a dat drumul la relaxare, am lăsat garda jos. Care ar putea fi consecințele? Este normal și firesc ca să avem și momente de relaxare.
în condițiile în care avem o incidență în scădere. Da? Actualmente, în județul Timiș avem 0,89 rata de incidență. Astăzi, de exemplu, avem 45 de cazuri raportate. Asta nu înseamnă că trebuie să nu fim vigilenți. Este normal să beneficiem de oarecare libertăți, dar cu prudență. Și aici este, de fapt, intervine rolul fiecăruia dintre noi de a fi conștienți de ceea ce se întâmplă, că aceste lucruri, de fapt, nimeni nu și le dorește. Da? Toți vrem să avem o viață normală, normală, de fapt fiind și situația de a accepta ceea ce se întâmplă și de a-ți lua propriile măsuri. Nu, nu trebuie să aștept să facă ceilalți ceva pentru siguranța ta. La rândul tău, fiecare persoană trebuie să aibă această conștiință, responsabilitate, da? Și această individuală. Responsabilitate pentru cei din jur. Da. Care ar trebui să fie atitudinea noastră, la modul concret? Știm că în următoarea perioadă va avea loc o mobilitate crescută, o interacțiune sporită între oameni. Vor veni foarte mulți români din străinătate. Cum ar trebui să ne comportăm? Regulile le cunoaștem. Da? De la început am știut, atunci când nu am avut vaccinul la dispoziție, știam că nu există niciun tratament și regulile sunt cele clasice. Da? Portatul măștii, portatul corect al măștii, păstrarea distanței și igiena mâinilor, da? A suprafețelor. Deci sunt cele trei reguli care își păstrează actualitatea și nu trebuie să renunțăm la ele, chiar dacă ni se par niște lucruri simple pe care deja ni le-am însușit. Trebuie să le și punem în practică, da? Pornind de la lucrurile de bază, de la regulile simple de igienă. Acestea fac, de fapt, diferența în final. Avem o rată mică de vaccinare, deci nu ne mulțumește acest lucru. Nu avem acoperirea pe care ne-am fi dorit-o și în condițiile acestea rămânem cu regulile de bază. Da, apropo de asta, la fel cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, avem o rată scăzută a vaccinării. Am văzut că anumite țări din Europa, spre exemplu Austria, va impune obligativitatea vaccinării, începând cu data de 1 februarie a anului viitor. Credeți că vaccinarea obligatorie ar putea fi o soluție pentru a reveni la o viață normală? Vaccinarea este de departe cel mai bun mijloc de sănătate publică. Din păcate, cred că nu am avut noi nivelul de informare, de educație pentru sănătate, suficient pentru a înțelege acest lucru. Această pandemie, de fapt, ne-a și arătat faptul că am neglijat aspectele de prevenție în țara noastră. Mă refer și acest lucru trebuie schimbat. Nu se poate de azi pe mâine. Este clar că este o teamă la nivelul populației. Informarea. Da? Odată canalele de informare care au fost agresive până la urmă și cu date fără să aibă fundament științific. Dezbaterile acestea din spațiul public de multe ori amplifică sau simplifică, de fapt, lucruri care sunt mai complexe. Și odată formată o părere la nivel de persoană și de comunitate, e mai greu de schimbat. Deci ea rămâne și ajungi, de fapt, să minimalizezi
un risc existent. Pe de altă parte, percepția la nivel de individ a riscului este diferită față de argumentele de științifice. Studiile arată că pe o clasificare a riscului, anumite pericole sunt percepute altfel de populație, este invers față de cum ar trebui de fapt să fie asta, pentru că nu există informarea corectă. Da, și totuși am văzut cu toții efectele acestor atitudini irresponsabile. Ați găsit până acum vreo explicație pentru care oamenilor le este mai frică de vaccin decât de boală? Deci, așa cum am precizat, este vorba de o părere făcută și care greu se poate schimba. Da? Aici intervine, de fapt, rolul comunicării și trebuie să legăm, de fapt, această evaluare a riscului de partea de comunicare. Deci noi știm că este o situație de risc, dar acest lucru trebuie comunicat într-un anumit fel pe limbajul fiecarei categorii. Da? Nu putem să venim cu lucruri foarte tehnice și într-un limbaj sofisticat și să avem pretenția să înțeleagă persoanele care nu au pregătire în acest domeniu. Deci informarea, și aici cred că rolul medicilor de familie, da? Și acelor specialiști este major. Ei trebuie să devină, de fapt, purtătorii de cuvânt ai pacienților. Să le înțeleagă temerile, să le explice ceea ce se cunoaște până în momentul de față și astfel omul să fie conștient de risc și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Nu cred că varianta cu impunerea ar fi cea corectă. Trebuie să fii conștient de consecințele, de fapt, ale actelor tale și pentru că se poate întâmpla ca prin impunere să provoci, de fapt, o frică majoră persoanei respective care își face un vaccin și rămâne cu impresia că e ceva dezastros, nu? Că o să îi se întâmplă atâtea lucruri rele așa cum sunt vehiculate, nu, în spațiu public. Există aceste mituri ale vaccinării. Este evident că vaccinul actualmente este sigur. Atâtea persoane s-au vaccinat. Da? Și reacțiile adverse sunt foarte mici. Deci procentul este infim. Deci la nivel de Timiș avem un 0,03%. Deci este foarte, foarte puțin. Și reacțiile sunt minore. Nu vorbim de reacții majore. Inclusiv persoanele care sunt cu teren alergic au putut fi vaccinate și fără probleme. De ce credeți că oamenii nu mai au încredere în datele științifice, în dovezi, în argumente concrete? Și asta le-a erodat și încrederea în autoritățile din sistemul sanitar. Cred că ne place să credem în povești mai degrabă. Da? Și prinde foarte bine pe un teren neinstruit până la urmă. Da? Deci ceea ce discutam, că nu avem acel nivel de educație pentru sănătate, pentru că nu am lucrat în acest sens. Nu că nu ne-am fi dorit, dar este pe viitor de construit în acest sens. Și ne dorim să mergem pe acest drum, cel corect, al prevenției, pentru că așa e mai corect, să previi mai mult decât să tratezi. Dar asta înseamnă informare
și programe de educație la vârstă mică, începând din clasele primare. Este foarte important ca informația să vină la o vârstă la care persoana respectivă o integrează. Nu când sunt formate deja comportamente și există acea perioadă mai rebelă în perioada de viață a fiecărei persoane, nu perioada de adolescență, unde mai greu prind aceste informații. Și prind, dar cu anumite tehnici de comunicare pe care nu toată lumea le are. Da. Așa cum am văzut din anumite date prezentate de opinia publică și în spațiul public, majoritatea românilor care se întorc în țară pentru a petrece sărbătorile de iarnă consideră măsura carantinării drept o pedeapsă și nu o măsură de prevenție, de sănătate publică. Cât de mult ne-ar putea costa această atitudine? Evident că instituțiile care sunt implicate în această acțiune își vor face treaba astfel încât să fie respectate aceste reglementări. Până la urmă, ne place sau nu ne place, trebuie să ne supunem regulilor. Da? Asta înseamnă, de fapt, o democrație, să respecti regulile. Și nu este chiar atât de greu să te informezi care sunt regulile din fiecare țară și să le respecti. Nu? Cu fiecare dintre noi am mai călătorit. Ne-am informat ce trebuie făcut în țara respectivă și ne-am conformat. Majoritatea persoanelor respectă. Da, dar e suficient să fie, eu știu, un grup mai recalcitrant și să dea peste cap, de fapt, și activitatea celor care se ocupă cu această problematică. Se vor emite acele decizii de carantinare și se vor verifica. Va verifica dacă se respectă sau nu. Da. Pentru că este important acest lucru și trebuie, de fapt, populația să înțeleagă cât de important este acest lucru. Din ceea ce am văzut din anchetele epidemiologice, nu se declară contacții. Ceea ce spune mare lucru despre modul în care privim această prevenire. De fapt, și cât de conștienți suntem de gravitatea lucrurilor. Este o problemă de sănătate publică cu care trebuie să ne obișnuim și fiecare să respectăm ceea ce se cunoaște actualmente. Aici, de fapt, în asta constă secretul, nu să-ți impună cineva. Da, pentru că această impunere nu se face așa de dragul de a impune, ci sunt niște reguli care au fost verificate de-a lungul timpului. Da? Niște reguli de sănătate publică. Și faptul că te distanțezi, faptul că porți mască, deci masca și-a dovedit, de fapt, eficiența. Dovadă fiind personalul care a lucrat cu pacienți COVID și acolo îmbolnăvirile au fost minime și din anchete rezultând că nu îmbolnăvirea făcută la locul de muncă. Da. O altă problemă este implicarea factorului politic în luarea deciziilor și am văzut și noi în ultima perioadă bâșbâielile autorităților în ceea ce privește implementarea certificatului verde. Ce ne puteți spune referitor la acest aspect? Credeți că dacă am fi implementat certificatul verde sau certificatul Stop COVID, am fi putut ajunge să controlăm evoluția pandemiei?
Evident că fiecare din componentele respective de vaccinare și testare sunt importante. Deci ele merg mână în mână în a depista, a izola, a carantina și astfel să controlezi infecția în populație. Acum suntem în faza de infecție comunitară, da? Nu mai vorbim de cazuri izolate sau de focare și aici trebuie să funcționeze principiul precauției. Și anume să considerăm că orice persoană din jurul nostru este infectată și să ne protejăm. Asta ar fi principiul pe care trebuie să mergem. Și atunci, dacă noi, ca persoană, suntem conștienți, da, și ne protejăm, deja lucrurile au o îmbunătățire, pot să aibă această îmbunătățire. Da. În urma unor studii s-a dovedit faptul că varianta Omicron este mult mai transmisibilă decât varianta Delta. Faptul că în țara noastră în continuare sunt foarte multe persoane vulnerabile ar trebui să ne îngrijoreze din această perspectivă? Sigur, riscul cel mare îl prezintă persoanele în vârstă, persoanele cu comorbidități și aici este major să se vaccineze. Aceste categorii de vârstă, de persoane, trebuie obligatoriu să se vaccineze. Apoi avem, într-adevăr, persoanele tinere, copii, da, care nu fac forme grave de boală, dar care transmit infecția. Acum există posibilitatea de vaccinare. Nu am avut pe categoria de vârstă 12-16 ani. Acum urmează și 5-11 ani. Este bine să se vaccineze. Aici părinții trebuie informați în acest sens, trebuie să aibă, într-adevăr, toate informațiile, să le solicite și să le primească. Sunt studii în acest sens și lucrurile sunt clare. Specialiștii în domeniu ne-au furnizat aceste date și există publicații științifice, iar beneficiul, pentru că aici se pune problema, bun, copilul meu nu se poate îmbolnăvi de o formă gravă, atunci de ce să-l vaccinez? Pentru că se contribuie la imunitatea generală a populației. Și atunci, dacă se atinge un anumit prag de imunizare, normal că și virusul nu se poate transmite așa de ușor, nu mai există mutații, și ăsta e un beneficiu major. Numai că acest prag de imunizare trebuie atins într-un anumit timp, așa ar fi bine să ne vaccinăm într-un timp cât mai scurt și în procent cât mai mare. Da, și acum pe final aș vrea să ne mai spuneți, au mai apărut recent anumite date ale unor studii care au concluzionat faptul că anticorpii obținuți prin boală sau chiar în urma vaccinării e posibil să nu ne mai ajute. Ce ne puteți spune referitor la acest aspect? Da. Dacă e să ne referim la amenințarea noii variante, care este mult mai transmisibilă. Tocmai de aceea se indică efectuarea celei de-a treia doze, da? Care îți împrospătează un pic memoria în ceea ce privește apărarea împotriva virusului și care și-a dovedit eficiența.
și se recomandă să se facă această doză, în special persoanele care sunt vulnerabile, persoane în vârstă, persoanele care au comorbidități. Și cei care s-au vaccinat, să știți, în prima perioadă, cei care au fost conștiincioși și au înțeles că este bine să se vaccineze, își fac și a treia doză. Așadar, doza booster poate face diferența. Absolut, da. Da. Și această a treia doză protejează bine și pe varianta Omicron. Întrebări sunt de genul bun, dar și pacienți și persoane care s-au vaccinat au făcut boala. Da, dar statistic vorbind lucrurile sunt evidente. Un procent foarte mic de persoane vaccinate au făcut forme grave de boală și au fost înregistrate cazuri de deces și în condițiile în care au fost prezente comorbidități. Deci la persoane care, într-adevăr, erau în categoria cu risc. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!